Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului, frați și zror, și în această seară, o joi de părtășie pentru noi și pentru sufletele noastre, și în același timp un popa spiritual, pentru că în drumul spre împărăția lui Dumnezeu avem și momentele acestea în care ne oprim din alergarea noastră, din tumultul vieții acestea și medităm la cuvântul lui Dumnezeu, și ne încărcăm din punct de vedere spiritual prin rugăciune, prin cântare, prin închinare și, în mod deosebit, prin cuvântul sfânt al Domnului. Am ajuns la Salmul 37. Când mă gândesc că sunt 150 de salmi, cred că mai ne trebuie câțiva ani de zile buni să-i studiem pe toți, să ne uităm la toți și să-i extragem din fiecare câte o idee, câte un gând care să ne fie folositor în ceea ce privește, în special, relația noastră cu Dumnezeu. Vreau să vă duc aminte de un lucru. Și ori de câte ori am venit înaintea dumneavoastră, mai ales pe cartea Psalmilor, am menționat versetele acestea, sunt două versete, le-am menționat pentru că am încadrat această carte a Psalmilor, o carte a Vechiului Testament, am încadrat-o în ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, în capitolul 3, în versetul 16 și 17. Și spune în felul următor, vi le citesc aceste două versete, 2 Timotei, 3, 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, maturii sensul de desăvârșit aici, și apoi, bineînțeles, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De ce menționez mereu, mai ales în cartea psalmilor, de ce menționez mereu aceste două versete înaintea dumneavoastră? Pentru că atunci când Apostolul Pavel se referă la Scripturi, el se referă în mod deosebit la cărțile Vechiului Testament. În cărțile Vechiului Testament și în canonul ebraic și în canonul nostru al creștinilor, există această carte a psalmilor. Și sunt trei afirmații importante, dacă vă uitați cu atenție la versetele acestea, care sunt făcute pentru Scriptură sau în dreptul Scripturii, dar includ aici sau subliniez înaintea dumneavoastră în mod special legat de mesajul psalmilor sau de această uh, carte. În primul rând, psalmii sunt de inspirație divină. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Deci în momentul în care eu deschid cartea psalmilor și citesc din acest cuvânt al lui Dumnezeu, da? eu citesc de la Geneza până la Maleachi, mă refer aici la Vechiul Testament. Și orice carte pe care am deschis-o din Vechiul Testament, îmi transmit un mesaj special din partea lui Dumnezeu. Adică aș vrea să vedeți fiecare cuvânt. Noi avem o traducere cei drept. Dar dincolo de traducerea aceasta există textul original și îmi place să cred că traducerile pe care noi le avem sunt tot mai, tot mai apropiate, să zic așa, de ceea ce înseamnă original. Sunt poate nuanțele unor cuvinte, depinde așa cum autorul sau traducătorul a înțeles sau a căutat să înțeleagă mai bine și să-l includă într-un context, poate românesc, ca să-l înțelegem. Fac aici o paranteză. De exemplu, când Zacheu s-a urcat în copacul acela, nu s-a urcat în dud, pentru că în Israel nici măcar nu există duzi. Dar ca să înțeleagă românul, că s-a urcat într-un copac destul de mare și stufos, da? E sicomor se numește, da? Dacă spunea sicomor, n-am fi știut ce e ăla, oare despre ce vorbește, ce e ăla sicomor? Dar ca să ne ajute să ne familiarizăm, să înțelegem mai bine mesajul, vine și ne vorbește în limba noastră și spune s-a urcat în dud, da? Ca să-l vadă mai bine pe Domnul Isus Hristos. Ei, traducătorul de multe ori a folosit felul acesta, dar asta nu știrbește cu nimic din valoarea Cuvântului Dumnezeu, din inspirația Cuvântului Dumnezeu, din amprenta Duhului Sfânt în Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, când citesc cartea psalmilor, inclusiv psalmul 37, la care ne referim în această seară, aș vrea să vedem totul ca fiind de inspirație divină. Frașii și de ce insist asupra acestui lucru? Există în perioada aceasta, în vremea aceasta pe care noi o traversăm, un atac demonic asupra scripturilor. Poate nu ne dăm seama, a interpretărilor care se dau vis-a-vis -vis de Scriptură, a golirii Scripturii de, 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 de inspirație divină, a faptului că textul ăla nu mi se potrivește mie sau nu-i pentru noi, e scris pentru nu știu cine. Scriptura are principii divine incluse care ajută pe credincios care caută cu adevărat împărăția lui Dumnezeu să se apropie de Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cartea Psalmilor este o carte de inspirație divină. Cartea Psalmilor este una din metodele divine ale lui Dumnezeu. Vedeți spune aici: Toată scriptura este insuflată și este de folos, toată scriptura, da, inclusiv Cartea Psalmilor. În Cartea Psalmilor găsim să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune neprionile. Toate acestea, dragii mei, sunt metode pe care Dumnezeu le folosește, inclusiv folosind Cartea Psalmilor. Și apoi, un al treilea lucru, Cartea Psalmilor urmărește un obiectiv divin. În primul rând, inspirație divină, metodă divină și obiectiv divin. Care e obiectivul? Omului Dumnezeu să fie desăvârșit. Fără Cartea Psalmilor, excluzând-o, fără cartea psalmilor, maturizarea noastră spirituală, creșterea noastră spirituală, dezvoltarea din punct de vedere spiritual în dimensiunea relațională dintre noi și Dumnezeu s-ar putea să fie șterbită. În ultima vreme știu că ne place și nouă, cel, cel puțin celor ce suntem din Biserică, ne place mai mult să ne uităm în Noul Testament. Noul Testament al Bisericii, Noul Testament legat de Domnul Isus Hristos, viața, activitatea, învățătura, mântuitorului și nimic greșit. Dar vreau să înțelegem că Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament și Noul Testament nu poate fi înțeles fără Vechiul Testament. Cartea Psalmilor este una din cărțile cel mai descitate în Noul Testament, să știți. Însuși Mântuitorul apelează la Cartea Psalmilor și citează din Cartea Psalmilor în mesajele pe care le-a adus. Când am să mai stau înaintea dumneavoastră și legat de Cartea Psalmilor sau alt psalm, din nou voi repeta lucrul acesta, tocmai pentru a adânci, a profunda și a înțelege cât de valoros este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Am ajuns la salmul 30, 37 și, ca de obicei, aș vrea, înainte de a extrage ideea, încredete în el și el va lucra, fratele Petric a accentuat foarte bine ideea principală, într-un fel, să zic așa, din salmul 37 și aș vrea să o dezvoltăm un pic și să Nuanțăm această încredere în Dumnezeu, dar permiteți-mi înainte doar câteva aspecte generale. Un prim lucru pe care l-a subliniat, vis-a-vis de psalmul 37, este faptul că psalmul acesta este un psalm analiză, este un psalm concluzie. Se pare, avem un singur verset pe care sprijinim ideea aceasta. Se pare, dar asta nu-i dogmă, nu-i doctrină, zice că se face o doctrină, o învățătură a bisericii, trebuie să ai cel puțin două sau trei versete. Dar ceea ce vă spun acum este o concluzie, nu este o speculație neapărat, este o concluzie în urma citirii psalmului 37. Se pare că David a scris psalmul acesta la bătrânețe nu scrie nici în subtitlu, nici atâta. Un salm al lui David nici măcar nu scrie dacă e către dirijor sau către mai marele cântăreților, nu scrie contextul. Dar tragem această concluzie că David l-ar fi scris undeva la bătrânețe, când a avut posibilitatea să analizeze absolut toate lucrurile, să vadă experiențe din viața lui, experiențe din viața celor cu care a lucrat și pe ce ne bazăm afirmația aceasta? Salmul 37, versetul 25... Uitați-vă cu atenție, David despre sine vorbește aici și spune așa: Am fost tânăr și am îmbătrânit. Și concluzia la care eu am ajuns, pentru că la o vârstă oarecare, când ai trecut prima, când ești tânăr, nu prea te gândești la lucrurile acestea. Dar deja când migdalul e înflorit, când ajungi să ajungi la o anumită etate, Stai un pic și analizezi lucrurile și în viața ta. Unele lucruri le regreți, altele ai încercat să dai timpul înapoi, Da, timpul este oricum irreversibil, nu mai poți să schimbi mai nimic, mai poți să te schimbi tu dacă se mai poate schimba la o oarecare vârstă câte ceva. Dar David a ajuns și el în momentul acesta al bătrâneții, stă, reflectează, de aceea spuneam, salmul 3.7 este un salm al concluziilor, al reflecțiilor vis a -vis de un capitol al vieții, nu toată viața, vis a -vis de un capitol al vieții. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urma și lui cerșindu-și Deci gândiți-vă, vă rog frumos, că el a avut posibilitatea să urmărească deja câteva generații. Da? În primul rând s-a uitat la neprihănitul, dar după aceea a văzut și generația care urmează din el. Și a zis, Dumnezeul acesta e un Dumnezeu al providențelor divine. Concluzia la care eu am ajuns este că Dumnezeu știe să poartă de grijă. Chiar dacă sunt în viața anumite lucruri pe care nu reușim să le înțelegem sau nu se potrivesc cam cu modul nostru de gândire, pentru că haideți să fim sinceri, unii ori gândim noi într-un fel lucrurile și pentru că nu se potrivesc lucrurile cu gândirea noastră, mi se pare, ba că Dumnezeu ne-a uitat, ba că Dumnezeu e acolo, ba că Dumnezeu... Or, încercăm să gândim cu mintea noastră ca cum ar gândi Dumnezeu. Uitând de fapt că Dumnezeu are un alt mod de a acționa și de a lucra. Ei, vreau să mai spun ceva legat de concluzii. Fiul lui Solomon, să știți că s-a molipsit de la taică sau aici, în contextul acesta. Solomon scrie și are în canonul Vechiului Testament trei cărți. Cântarea cântărilor, pildele sau proverbele și eclesiastul. Și eclesiastul. Cântarea cântărilor o scrie atunci când s-a îndrăgostit foarte tare și avea 1300 de neveste și 700 de țiitoare. Au, nu știu dacă e simbolică cifra sau nu e simbolică, dar nu cred că face obiectul unui studiu lucrul acesta. Dar cântarea cântărilor a fost scrisă când a fost îndrăgostit. După ce s-a mai maturizat un pic, a mai trecut peste viață sau prin viață, ajunge să scrie proverbe, pildele, înțelepciunea aceea deosebită pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dar mai târziu ajunge să scrie Eclesiastul. Eclesiastul este o analiză asupra vieții. Ei, nu mai scrie acolo nici de cântarea cântărilor, e și multă înțelepciune în Eclesiastul, dar Eclesiastul, exact ca și Salmul 37, este un fel de concluzie asupra vieții. Și vine și spune, după ce l au încercat pe toate, punem te rog frumos, Raul, Eclesiastul 1 cu 3. Tot Eclesiastul este construit pe versetul acesta. Să știți că probabil nicio carte a Vechiului Testament nu se potrivește atâta cu Noul Testament. Mai mult cu 2024 și dacă va fi și cu 2025. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Știți cum aș parafraza versetul acesta? Pentru ce se merită cu adevărat să trăiești? Și dacă citiți Eclesiastul, veți vedea primele 11 capitole, Eclesiastul este tot sub soare și se trudește și se trudește. Și totul este de și goană după, după vânt. Totul. Dar vine capitolul 12 și aici este frumusețea, că nu totul se încheie sub soare. Și că adevărata viață este dincolo de soare. Îi spune, temete de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, raportează-te corect la Dumnezeu și Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Putem spune mărit să fie numele Lui? frați și surori, dragii mei, David scrie psalmul 37 ca o concluzie, ca o analiză, ca o reflexie asupra vieții, într-un capitol al vieții, în ceea ce privește providența divină sau modul în care Dumnezeu știe să poarte de grijă. Psalmul acesta este un psalm al confuziilor. Și lansează o întrebare pe care și-o pun și cei de la Filadelfia. Și și după ce am să predic Salmul 37, ne vom pune în continuare întrebarea aceasta. Asta nu înseamnă neapărat că nu reușim să răspundem cât de cât la niște frământări pe care le avem. Știți care este una din marile noastre probleme cu care noi ne confruntăm? Și asta este problema pe care a avut-o și David. Spune în felul următor: Care este confuzia? Cum se explică faptul că cei răi, păcătoșii, deseori propășesc, iar cei buni, credincioșii, se confruntă mai mereu cu probleme și probleme și probleme. Nu vi-a spus niciodată întrebarea aceasta? Doamne, eu mă tot mă silesc. Vin și marța rugăciune, vin și joi la biserică, vin și duminică dimineața, vin și duminică seara, mă străduiesc să fiu plăcut înaintea ta, contribui, casierul e aici, mă duc și fac tot ce atârnă de mine și bă, totuși lucrurile parcă mie nu merg așa, uite mă uit la, 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 la. Vine la pași la Crăciun la biserică, nu-l interesează, probleme și acolo, dincolo, probleme, mă, dau o duce bine. Și de foarte multe ori, în mintea noastră apare, asta nu-i dilema, asta e confuzie. asta e confuzie. Cum se explică lucrul acesta? Și tendința noastră în anumite situații, da, este să zicem, oare nu este cumva nedreptate în Dumnezeu? Oare nu este nedrept Dumnezeu când Uite cum se întâmplă în, în, viața de zi cu zi toate lucrurile acestea. Ei, tocmai de aceea avem nevoie de salmul 37, să știți. Tocmai de aceea avem nevoie de, de salmul 37, pentru că căuta efectiv să descifrăm, atât cât ni se permite, să descifrăm ceea ce înseamnă poate un fel de mecanism al lucrării lui Dumnezeu, a modului în care Dumnezeu, în suveranitatea Lui și în înțelepciunea Lui, frașii și surori, dragii mei, vreau să vă rog un lucru din toată inima mea. Să credeți că Dumnezeu nu dă greș niciodată. Faptul că eu nu-l înțeleg pe Dumnezeu, faptul că o anumită acțiune nu se pliază pe tiparul gândirii mele, asta nu înseamnă că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu este incorrect, că Dumnezeu este părtinitor fac aici o paranteză, și dacă ar fi părtinitor, să știți că ar ține parte mai degrabă credincioșilor decât necredincioșilor. Dar Dumnezeu face ca să răsau răsarele lui și peste bun și peste rău. Dă ploaie și peste bun și peste rău, pentru că Dumnezeu în caracterul lui, în fibra lui, dacă mi-a permis expresia aceasta, e un Dumnezeu drept în sensul absolut al cuvântului. Întrebarea, confuzia, interesant că să știți că nu are numai David, Confuzia pe care au avut-o alți oameni al Dumnezeu și pe care o avem și noi. Da? recunoaște recunoaștem sau nu recunoaștem și eu mă frământ de multe ori cu întrebarea aceasta, vă spun sincer. Ceva mi se pare, adică te silești, faci tot ce poți și totuși parcă lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Întrebarea aceasta, să știți că a avut-o și David, a avut-o și fiului lui Corem, psalmul 46, a avut-o și Asaf în psalmul 73, ia ascultați un pic din psalmul 73, extraordinar psalmul acesta. Zice, psalmul 73 cu bun este Dumnezeu cu Israel, bun este Dumnezeu cu cei cu inima curată. Asaf se încadrează de două ori aici în relația lui de bunătatea lui Dumnezeu. Odată că este evreu și odată că este cu inima curată și totuși zice, Interesant, să te uiți la bunătatea lui Dumnezeu, să tragi concluzie că Dumnezeu este bun și totuși, versetul 2 zice, era să mi se îndoaie piciorul și să-mi alunece pașii. Dar de ce? Mă uitam cu jind la cei nesocotis, cei răi, vedeam fericirea celor răi, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat cu grăsime, n-au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Mândria le slujește ca salba, suprirea este haina uh, care îi învelește. Râd și vorbesc cu răutate, vorbesc de sus. Versetul 12. Așa sunt cei răi, întotdeauna fericiți, îți măresc bogățiile. Zice, degeaba mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile și continuă, bineînțeles. Dar finalul este altul. Dar am scos în evidență faptul că nu numai David s-a confruntat cu, cu, frământarea aceasta, cu confuzia aceasta. Cum se explică propășirea celor răi și problemele prin care trec cei credincioși? Asaf, Core, i-am notat aici faptul că tema aceasta este dezbătută și în alte două cărți. De exemplu, Iov. În Iov, în capitolul 21, de la versetul 7. Iov 21 cu 7. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor, odrasele lor propășesc sub ochii lor, în casele lor domnește pacea, fără umbră de frică. Nu iau al lui Dumnezeu, nu-i vine să-i lovească. Asta era parcă perspectiva pe care o avea Iov și avea întrebările acestea. Haideți să ne uităm și în cartea, în cartea Habacuc. În Habacuc, capitolul 1, versetul 3 și versetul 4. Habacuc 1 cu 3. Pentru ce mă las să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se strânește, strânește gâlceavă, de aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Observați, asta e și concluzia pe la care ajunge Habacuc, un om cu totul și cu totul deosebit în relația cu Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu. Frașii și surori, dragii mei, cred că tocmai de aceea Duhul Sfânt a inspirat pe David, pe fiul lui Core, pe Asaf, pe Iov, pe Habacuc, să scrie episoade din viață, pentru că tot ceea ce găsim în Scriptură sunt evenimente și întâmplări a unor oameni real ca fiecare dintre noi. Scriptura nu se ocupă de basme, de povești, de lucruri științifico-fantastice, și se ocupă de lucruri reale, palpabile, cu oameni reali, care au trecut prin aceleași frământări prin care trecem și noi, probabil în fiecare zi. Când am venit în biserică, nu știam să mă rog. Acum 32 de ani, aveam 25 de ani, nu știam nici măcar tatăl nostru să zic. O spun cu rușine, la 25 de ani nu știam să zic tatăl nostru. Deși eram creștin catolic. Am întrebat după aceea pe tata socru, ce trebuie să facă? Vreau să mă rog, vreau să învăț să mă rog. Și mi-a zis, citește Cartea Psalmilor. Și am început să citesc Cartea Psalmilor. Și ceea ce mi se pare interesant este că în Cartea Psalmilor am găsit trăirile de care eu am nevoie și rugăciunile pe care de fapt eu vreau să le fac înaintea lui Dumnezeu. De aceea spun toate lucrurile acestea, pentru că în Scriptură ne întâlnim cu evenimente reale, cu oameni reali care au trăit experiențe reale și toate acestea ne sunt de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune. Pentru ca oamenii lui Dumnezeu din 2024 de la Filadelfia să fie desăvârșiți, maturi spiritual, tot mai maturi spiritual. Și apoi destoinici, echipați pentru orice lucrare bună, pentru orice eveniment sau situație cu care se vor confrunta. Ei, după ce m-am uitat la contextul psalmilor, după ce am uitat la contextul temei. Am tras și eu această concluzie, dacă nu să team să analizez cam tot ce se spune, sau aproape tot ce se spune vis-a-vis -vis de lucrul acesta. Oare nu cumva totuși este nedreptate în Dumnezeu? Eu am sentat într-un fel gândirea, vă spun sincer, chiar dacă sunt anumite lucruri care depășesc și depășesc capacitatea noastră de percepție, n-am să-mi schimb niciodată modul de gândire vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu tot ce face, face bine, chiar dacă eu nu-l înțeleg. Vă rog, rețineți. Chiar dacă mie mi se pare inacceptabil un anumit lucru. Dumnezeu tot ce face, face bine. Și cu modul acesta de gândire, echipat cu acest mod de gândire, reușesc să abordez anumite situații din viață. Pentru că altfel, în anumite contexte, s-ar putea să ne și prăbușim. Pentru că încercăm să ne frământăm și avem și noi, eu știu, confuziile noastre. Exact aceeași concluzie. Oare nu există nedreptate în Dumnezeu? Oare nu cumva, totuși, așa, un dram, un ceva? Există un pic Dumnezeu, este totuși uh, nedrept? Sau ce ar trebui să înțeleg eu din tot ceea ce se întâmplă și din tot ceea ce relatează scripturile, psalmii și contextele pe care le-am prezentat? Frați și surori, dragii mei, ceea ce scoate în evidență David aici, în psalmul 37, este faptul că soluția în astfel de situații. Este aceea de a te încrede în totalitate în Dumnezeu. Și asta e ideea la care a ajuns el și care ne-o transmite nouă. Dar nu este doar la un nivel teoretic, pentru că cred că încrederea, din punct de vedere teoretic, sau la capitolul încredere, din punct de vedere teoretic, noi suntem foarte bine. Te încredi, dar mă încred. Eu am spus, eu fac diferență totdeauna între a crede și a te încrede. Dacă vreți, încrederea este latura practică sau latura vizibilă a ceea ce se vede din credința noastră. Credința este aceea care acceptă realitatea, încrederea o pune în practică. Da? Am dat exemplul acela și e cel mai la îndemână cu acel echilibrist care trece peste cascada Niagara cu funia aceea, trece, se duce, vine, toată lumea îl aplaudă, trece cu un sac de ciment, vine înapoi, trece cu doi saci de ciment și pune întrebarea la cei care erau acolo adunați, plin de entuziasm. Credeți că pot să iau în brațe pe oricare dintre voi și pot să trec cu el până dincolo și să vină înapoi? Și toți au zis, da, credem! Care vine primul? Și n-a venit niciunul, știți, da? E întâmplare veche, dar e atât de relevantă. Pentru că la nivel teoretic ei au crezut. Și au zis, mă, dacă omul ăsta a trecut singur o dată, de două ori, dacă omul ăsta a luat și greutate în mână, cimentul acela, și a trecut odată și a venit și înapoi, teoretic poate și cu un om să o facă. Credința lucrează la partea noastră intelectuală, teoretică. Dar încrederea este materializarea credinței. Problema n-a fost credința la ei, ca și la noi. Problema este încrederea. Pentru că încrederea este mai mult decât credința, să știți. Încrederea e mai mult decât credință. Ei, și omul lui Dumnezeu, David, vine și ne spune în felul următor, într-o situație de genul acesta, în care ai confuzia aceasta, aparent, celor răi le merge mai bine, iar celor buni, celor credincioși, trec prin probleme și necazuri, când ar trebui să fie invers. Da? Ei, soluția pe care Dumnezeu ți-o dă, încrede în El. Încrederea, și aici vreau să subliniez, încrederea, frați și surori, nu este egal cu al cunoaște pe, a înțelege pe Dumnezeu. Încrederea nu este egal, nu puneți semnul de egal, sau dacă l-ați spus, tăiați o linie peste egal. Încrederea nu este egal cu al înțelege pe Dumnezeu. Scripturile nu ne-au chemat niciodată să căutăm să l înțelegem, pentru că niciodată Finitul noi, materia, nu are cum să înțeleagă infinitul. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Adică Dumnezeu nu este un Dumnezeu șablon. De aceea, de aceea nu se pliează întotdeauna pe capacitatea noastră de înțelegere, pe modul nostru. Noi am vrea să-l băgăm pe Dumnezeu în șabloanele noastre, în tiparele noastre. Și dacă nu lucrează cam cum vedem noi tiparul. Posibil după aceea, efectiv, să nici nu acceptăm modul acesta și să ne închidem noi în cochilile noastre, așteptând parcă o intervenție de felul în care noi am vrea să intervină. Și aici iarăși mă aduc aminte de o ilustrată cu sinistratul acela, că tot ne-am uitat acum ce s-a întâmplat în Valencia și în Barcelona, da? cu ploile acelea multe care au ieșit. Și sinistratul a ajuns pe acoperișul casei și tot se ruga, Doamne, salvează-mă, Doamne, salvează-mă! Și au venit lângă el o barcă, și-o zis, hai coboară-te în barcă. Nu, 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 că la mine vine Dumnezeu și mă salvează. Și-o plecat barca. Și apoi au venit, nu mai știu ce alții, alții să-l scoată de acolo. A venit unul cu elicopterul și-o lăsat scara. Hai de vin o Nu, 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 că pe mine mă salvează Dumnezeu. Și până la urmă, s neca. Și când s-o întâlnit cu Dumnezeu, să a zis, Doamne, dar eu te-a tot rugat să mă salvez, să mă salvez. Păi zice, ți-am trimis trei surse de salvare și n-ai vrut niciuna. De ce? Pentru că în mintea lui salvarea era într-un mod. Așa cum se întâmplă de multe ori în mintea noastră. Și atunci Dumnezeu îi devină că lucrurile nu se pliază pe situația noastră. Nu îi devină Dumnezeu. Dumnezeu are metodele Lui, Dumnezeu are modul Său de acțiune de lucru, soluția este încrede în El. Bizuete! Vorbea fratele Petrică și vă vrea foarte bine despre bolnavi. Păi, noi n-am vrea să meargă niciun bolnav la spital, dar v-ați gândit că probabil printr-o operație numele Domnului poate să se proslăvească și medicul acela care ajunge să opereze, să zic așa ceva n-am văzut în viața mea cu adevărat, există Dumnezeu. E soluția lui Dumnezeu. Mie nu-mi place că e vorba de operație. Dar la urma urmei, Dumnezeu își proslăvește numele și fiți fără frică și nouă ne va fi bine. De aceea aș vrea să înțelegem aspectul acesta încrederea în Dumnezeu nu este egală cu a înțelege pe Dumnezeu. Tendința noastră este, și am văzut lucrul acesta și îl scoate în evidență, David a fost om ca și fiecare dintre noi. Rege, inspirat de Duhul Sfânt, un om deosebit, dar om. Îmi place atât de mult cum începe de, uh, în, două, în două cărți uh, despre două personaje emblematice ale scripturii. Despre Iov. Zice, era în țara Uț un om. Atât. Da? Un om. Da, un om deosebit, da, un om. Uitați-vă la 1 împărați, capitolul 17. E vorba de Ilie Tijbitu, da? Era un, în, în, în Tijbitu Galadului un om, pe nume Ilie, un om. E adevărat, sunt oameni speciali, dar toți erau oameni. David și el, un om. Știți ce tendință avea David? David avea tendința să vocifereze, David avea tendința, oare nu ne regăsim și noi? Dar de ce la mine? Mai era și expresia aia, dacă a murit capra mea, de ce nu moare capra vecinului? Și așa mai departe. Întotdeauna avem noi soluțiile noastre, gândurile noastre, modul nostru de a vedea lucrurile. Știți ce? Concluzie, pentru că am zis, salmul 37 e un salm al concluziilor. Versetul 7 și versetul 8. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umblele lui. Pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele, dacă erau planuri bune, bucură-te de ăla care își împlinește planurile bune. Dar David și el ca un om, fie că vocifera, fie că își arăta mânia, mă, dar cum îi merge la asta așa de bine? Nu știu la ce se raporta, nu știu care a fost sistemul la care s-a raportat, care a fost personajul la care David s-a uitat și a trecut prin, care erau răii la care David vorbea aici. Sau poate era un context general. Dar e interesant că și el spune, ajunge la concluzia aceasta, taci, nu te mânia, Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra. Dar de ce? Pentru că supărarea, spune versetul 8, duce numai la rău. Asta e tendința noastră. Ei, vine Cuvântul Dumnezeu și corectează și spune: Nu asta e tendința, nu asta ar trebui să fie tendința. Mânie, supărare, frustrare, invidie, de aici se naște invidia. De aici se naște invidia. Vă aduceți aminte că prima crimă, din univers, prima crimă de pe fața Pământului a fost determinată de invidie. O, oh, ce păguboasă e invidia asta! Să fii gelos, să fie ciudă pe succesul al cuiva. Probabil că a făcut altfel, mai bine ca tine sau așa mai departe, nu știu. Și să fie și Cain l-a omorât pe Abel, pe fratele lui. De ce? Pentru că a avut mai mare trecere înaintea lui Dumnezeu decât a avut-o el. Și consecințele au fost tragice. De aceea, frați și suror, dragii mei, nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Biblia nu ne cheamă să-L înțelegem pe Dumnezeu. Biblia mă cheamă să mă încred în El. Biblia mă cheamă să caut să-L cunosc pe Dumnezeu. Iar după ce voi reuși să ajung la capacitatea aceasta de a îl cunoaște pe Dumnezeu, să mă bizui pe El, să mă reazăm pe ceea ce Dumnezeu face. Și încă un gând cu care am să finalizez mesajul din după masa aceasta. Dacă încrederea în Dumnezeu, încrede în El și El va lucra, dacă încrederea în Dumnezeu, frați și sorori, nu este egală cu a înțelege pe Dumnezeu, haideți să vedem și un egal atunci. Încrederea în El este egală cu abandonarea totală în brațul său. Și dacă vreți, prin expresia aceasta am dat și o definiție a încrederii. Versetul 5, versetul care îl consider ca un verset cheie în tot acest psalm care are 40 de versete. Zice aici, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încredete în el. Pe de o parte, în psalmul 37 este folosită forma literară ebraică. Literatura ebraică diferă de literatura cu care noi suntem obișnuiți, cu versurile noastre. De exemplu, o afirmație dintr-un verset, asta este forma repetitivă. O afirmație dintr-un verset este reluată imediat, fie în cuvântul următor, fie în versetul următor, în vederea întăririi ei sau a explicării ei. Vine și ne spune, de fapt, David următorul lucru. Încredințează soarta în mâna Domnului, virgulă. Ce înseamnă să-ți încredințezi soarta în Să te încrezi în el. Adică să te bizui, să te încrezi din toată inima în Dumnezeu. Soartă. Acum, eu în definiție, până am stat să mă pregătesc un pic din Salmul 37, definiția cuvântului soartă era destin. Eu tot timpul m-am gândit la aspectul acesta. Soartă înseamnă destin. Adică, eu știu, un deznodământ. Dar dicționarul explicativ al limbii române este mai complex un pic. Și soartă nu este numai de destin, ci soartă este și multitudinea evenimentelor din viața cuiva care duc spre un destin. Înseamnă că, și am, am încercat să parafrazez expresia, înseamnă și sună cam în felul următor. Încredințează toate evenimentele în mâna Domnului, toate. Nu doar unele. Nu doar din când în când ce îmi place. E cântarea aia cu care eu personal nu prea sunt de acordă, dar dacă o cântați, o când și eu. Când nu mai poți tu, poate el. Interesant. Adică câtă vreme poți tu, lasă-l pe el deoparte. Știți cântarea eu, cântă toflea, cred că nu? Când nu mai poți tu, poate el. Frați și surori, și când poți tu, poți pentru că a putut el. Vă rog, ascultați-mă. Să nu avem impresia că dacă... Și probabil că cântarea asta formează și un mod de gândire al nostru. Păi îl bag pe Dumnezeu în seamă și în calcule când eu ajung la faliment. Dar păi n-am putut eu, nu hai vino tu, Doamne, acum. Păi ăsta e Dumnezeu? Aici îl implic pe Dumnezeu doar în falimentele mele? Așa să înțelegem aspectul acesta. A te încrede în Dumnezeu înseamnă a te bizui pe El, a încredința efectiv totul în mâna lui Dumnezeu până la finalul tuturor lucrurilor. Și Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Ascultați-vă rog frumos ce spune Solomon de data aceasta în proverbe 3, proverbe 3 cu 5 și 6, 3 cu 5 și 6. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, pe abilitățile tale. Unii se bizui pe carele lor, pe cailor, ei se îndoaie și cad, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, ne ridicăm și rămânem în picioare, salmul 20. Încredete în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Seamănă cu ce spune Tatăl său, al lui Solomon, în versetul 5. Încredințează soarta în mâna Domnului, încredete în El și El va lucra. Cu alte cuvinte, dacă vrem să lucreze Dumnezeu cu adevărat, frați și surori. Dacă vrem să-l vedem pe Dumnezeu la lucru, la modul în care Dumnezeu intervine, atunci, haideți să ne încredem în El din toată inima. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.